Salutare, dragi prieteni, și bine ați accelerat din nou pe canalul meu. Eu sunt Motorider, iar astăzi avem ceva special. Bine, astăzi și următoarele încă două vloguri. Ceva special datorită celor de la Moto Emotion, Academia TT Aur și motocicleta potrivită. Vă mulțumesc, băieți, pentru această oportunitate să revenim la treburile noastre, mult mai serioase. Semafoare. Astăzi avem semafoare. Nu, dragilor, astăzi mergem pentru prima dată, în prima zi, la cursul de siguranță și perfecționare moto. Da, dacă nu vrei să fii un teribilist, un nebun și un motorider, cum am fost până acum, trebuie să faci cursul ăsta. De ce? Pentru că în școală nu te învață la fel de multe cum te învață acest curs. Cursul ăsta este predat de către Radu Răzvan Trancanu. Radu este un motociclist de vreo 28 de ani, da? Este motociclist omul de 28 de ani, unii dintre noi nici măcar n-avem anii ăștia. Două secunde, că mi s-a aburit asta. Iar acest curs de perfecționare și siguranță moto în trafic îl face de aproximativ 16 ani. Deci este cu o vastă înțelegere și cunoaștere despre domeniul moto. Rămâneți cu mine până la sfârșit să vedeți ce se întâmplă în prima zi și câte lucruri faine putem să facem la un curs de genul ăsta. Dragilor, astăzi este prima zi pe circuitul de la Academia TT Aur, la cursul de perfecționare de motociclete și siguranță. Da, și siguranță. Am făcut prima dată acele 6 ture de încălzire. Erau 2 ture normal, stat jos pe motociclete, 2 ture cu o mână, iar 2 ture trebuiau făcute cu stat în picioare pe scărițe. Da, trebuia să stăm în picioare pe scărițe. Asta a fost încălzirea motocicletei, dar și încălzirea noastră. O să facem o groază de exerciții ca să ne învățăm motocicleta și ca să ne perfecționăm, că de-aia se numește și perfecționare. Acum facem un exercițiu, exercițiu pe care Motorider vi l-a arătat vouă, exercițiul cu învârtit într-un sens giratoriu, numai că ăsta este și mai mare decât sensul ăla giratoriu. Avem pietre pe jos. Motorider are experiență în așa exercițiu, pentru că eu m-am învârtit de 26 de ori într-un sens giratoriu. Da, voi știți foarte bine cum am învârtit, iar Motorider acum, uitați-vă ce este pus la școală să facă. Pur și simplu, Motorider este pus să se învârtă într-un sens giratoriu fals. Vai ce amuzant, aș face asta toată ziua, dar trebuie să facem 10 ture, pentru că după 10 ture trebuie să schimbăm sensul ca amețim. Atenție în cazul ăsta, pentru că da, este și o glumă ce fac eu, dar în același timp este și un antrenament. Este o chestie serioasă, pentru că aici nu este un circuit curat, este exact cum întâlnim în viața reală, și cu pietre, și cu denivelări, și cu lucruri de genul. Și atunci vedem și aderența, vedem cum ne simțim. Ne-a explicat că sunt două poziții, cotul trebuie să fie puțin mai ridicat, genunchiul puțin în afară, fundul să alunece pe șea, dar privirea, cel mai important, privirea trebuie să fie înainte. Nu să te uiți în jos, pentru că amețești mult mai repede și nu știi ce se întâmplă cu tine în momente de genul. Nu știu exact unde este limita motocicletei în caz în care voi pica. Văd că iau curba mult mai bine dacă duc genunchiul ușor în jos. Îl las pur și simplu să curgă. Capul trebuie să fie odată cu coloana, nu trebuie să fie capul înclinat. Capul trebuie să fie în linie cu coloana, pentru că opa, nu face bine, o să te doară gâtul și sunt mai multe lucruri aici. Puteți să veniți la școală să le aflați voi. Da, 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 da. Motorider acum le învață, iar pe parcurs din lucrurile astea o să vă arăt și vouă în videoclipuri, pentru că sunt niște lucruri foarte folositoare și o să vă dau din cunoștințele mele, pentru că am avut ocazia să ajung aici și le mulțumesc pe această cale celui Radu, care este instructorul nostru, dar și celor de la Moto Emotion și motocicleta potrivită. Vă mulțumesc, băieți! Cum? Pauză. Vine ploaia? Vine ploaia, nu? Nu. Nu vine. Da? După varianta asta trebuie să mergem pe dreapta.
facem turele pe dreapta acum. Și a spus că o să ne explice la sfârșit de ce este mai bine pe stânga decât pe dreapta sau pe dreapta decât pe stânga. Pur și simplu ne-a zis să ne găsim poziția comodă în timp ce ne încercuim aici în sensul ăsta. Da, ne dă cu ploaie când ne învârtim. Exact ca în viața reală. De asta vroiam să vin aici să văd cum să conduce o motocicletă în siguranță în viața reală. Pentru că, uite, deja a început să plouă. Vai, mămica mea! Sunt la cursuri! A zis, băi, Radu fiind instructorul, Radu a zis că a vorbit cu doamne, să nu vină ploaia. Vai, aici am făcut 20, data trecută am făcut 26 dintr-o singură bucată. Acum nu știu câtă aderență mai este pentru că a început să plouă. Vedeți, dragilor, asta este avantajul unui curs de perfecționare și siguranță în trafic, pentru că te învață anumite sisteme din viața reală și, mai mult de atât, îți dă condițiile din trafic, dar într-o manieră sigură, astfel încât să nu poți să intri într-o mașină sau dacă pici aia e, te duci, nu pățești nimic. Dar chestia aici interesantă este că nu este un circuit curat și mă bucur pentru treaba asta. Bine, circuitul este curat, dar aceste probe într-adevăr sunt la fel ca în viața reală. Cu bobițe, mai o denivelare, mai o ceva, te învață mult mai bine ceea ce găsești în fiecare zi în traficul nostru. Mi-e frică că e hardughia mare și nu pot să mă înclin foarte rău cu ea. Deci nu avem nevoie de forță fizică. Trebuie doar să simțim unde este momentul ei de echilibru. Și începem ușor, ușor și ne învârtim pe lângă ea. Momentele cele mai importante sunt trecerile, da? Adică trecerea în față. Da? Super interesant, pentru că te lasă să te și plimbi, să te gândești la ce ai greșit, la acele jaloane, cum ai putea să îmbunătățești. În același timp te și lasă să te dai pe traseu. Aici sunt foarte multe avantaje și prețul este destul de mic, pot spune eu, pentru ceea ce îți oferă în acest curs. Nu mai văd nimic. Te lasă să faci turele astea pentru că prinzi încredere în tine. Prinzi încredere în motocicleta ta și în ce poate să facă. O să-ți fie mult mai ușor pe stradă. Este mult mai bine acum. Ei, ce greu e, băi. Trebuie să mă învăț cu vârfurile pe scăriță, pentru că mi-a fost foarte greu. Așa m-am învățat greșit și aparent să ții piciorul la jumate pe scăriță nu este un lucru bun, ci este un lucru rău. Și trebuie să mă învăț cu chestia asta, pentru că te ajută mult mai bine în viraje să ții diferit, să ții pe vârf piciorul pe scăriță. Ce fain e. E șmecher, nu? Adică le faci bine, da? Îmi place. Hai, cu o mână. Ia să vedem. Nu cred. Ce greu e. Vai, mi-a dat. E șmecher, nu? Hai cu mâna. Vai, cât poate să-mi placă, Doamne. Nu, aici trebuie să veniți, oameni buni. Aici e devenit. Pentru că înveți prin aceste circuite și prin acele exerciții îndemânarea motocicletei, înveți despre motocicleta ta mai mult decât știai până atunci. Cu mâna. Mai greu.
Era să o scap în șanță acolo. Întotdeauna când ieși afară, da? Ieși vreodată afară, încearcă niciodată nici să nu pui frână, nici să te împotrivești. Te duci un pic mai mult pe iarbă. Mm-hmm. Să te duci un pic și o lungești un pic când faci intrarea înapoi pe asfalt. Să nu faci dintr-o dată, o, am intrat pe iarbă, imediat să trag stânga. Mm-hmm. Te duci un pic, o lași pe ea să ducă, pentru că dacă tu o să încerci să intri, buzi... Instinctul ăla de... da. Te pune jos. Da, așa e. O lungești puțin. Hai, turul ăsta și afară. Ok, hai, iară cu o mână. Opa. Ce, cât ajută... Cât ajută să ai două mâini la treaba asta? Vai, mămica mea. Asta e nasol. Opa, opa. Acum facem plecarea din pantă. Destul de greuț, greuț plecarea din pantă. Cum să fie grea plecarea din pantă, motorrider? Da, nu e, nu e, e chiar, chiar drăguță. Numai că acum văd eu că ambreiajul aparent îl trag cu toată mâna, pentru că e dâta-i hardughea și ambreiajul greu. Din oraș m-am învățat cu toată mâna. Întotdeauna manetele trebuie să fie în prelungirea mâinii. Niciodată el nu trebuie să fie mai sus sau mai jos. Adică să ne ducem după manetă de frână sau de ambreiaj, să ne ducem după ea, dar nici să stăm aici și să trebuiască să apăsăm manetele din poziția asta. Da, dragilor, astăzi dacă este... fac un... într-o direct de pe circuit în timp ce mă dau pe circuit. Radu vă așteaptă și pe voi la aceste cursuri. Asta este doar prima zi din cele trei. Sper să, de exemplu, eu când schimb viteza la motocicletă, am o problemă pentru că o schimb cu toată mâna, iar indicat este cu două degete și sunt multe alte lucruri pe care eu astăzi le-am învățat și le făceam greșit și cred că fiecare dintre voi aveți cel puțin un lucru pe care l-ați învățat greșit la un moment dat și de asta este bine să ne luăm niște cursuri de perfecționare, pentru că ne ajută să învățăm. Eu, de exemplu, acum tot ce fac nu este să mă dau pe un circuit pur și simplu, este să îmi văd care este limita motocicletei ca să știu pe asfalt dacă am o situație limită, până unde o aplec sau până unde mă duc cu ea. Cel mai important este că circuitul și de obicei un circuit îmi dă liniștea în care poți să asimilezi lucruri. Da, da. Și o siguranță că n-ai mașini, n-ai, da. Pe stradă trebuie să, tu deja trebuie să fii, să ai aptitudinile stratificate, mm-hmm, ca să poți să pe stradă să fii atent. Adică da. Ai grijă de oameni, să ai grijă de... ai de altceva. Bun, dragilor, mulțumesc că v-ați uitat și la acest episod. Nu uita să dai episodul mai departe și altor prieteni ai tăi. Da, nu este înregistrate, eu chiar vorbesc acum în timp ce mă dau pe un circuit. Mulțumesc că te-ai uitat și la acest episod. Mulțumesc și ție, membrule, dar și celor care s-au abonat la canalul meu. Bate vântul, Motorrider pentru tine. Până data viitoare, numai bine. Pa!